10 milioane de euro pentru dezvoltarea sistemului regional Nord cu apă și canalizare. Banii sunt oferiți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru municipiul Bălți și 6 raioane din nordul țării. Împrumutul urmează să fie oferit în două tranșe și face parte dintr-un pachet de finanțare de 30 de milioane de euro. Acesta va include un împrumut de 10 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții și un grant preconizat în valoare de 10 milioane de euro de la Facilitatea Uniunii Europene de Investiții pentru Vecinătate. Investițiile vin să reabilite apeductul Soroca-Bălți și alte rețele de apă din regiune, să crească numărul de conexiuni la apeduct și între raioane și să reducă pierderile de apă și să micșoreze consumul de energie utilizată la prestarea serviciilor.